E momentul să vedem cine este băiatul săptămânii. Cu 42,47%, băiatul săptămânii este Ionuț. Felicitări! Bine. Și nu este doar un titlu, Ionuț, o să fii invitat în casa fetelor. Fetele vor pregăti pentru tine o cină și o să ai privilegiul de a petrece o seară alături de toate fetele din casa Mireasa, de fetele care vor rămâne. Și evident, ești în continuare șeful casei, ai fost și săptămâna trecută, știi cu ce se mănâncă treaba asta. Felicitări! Mulțumesc foarte mult! Ai emoții? Da, chiar am. Dar de ce? De ce crezi tu că te place lumea? Ia să te întreb. Chiar nu pentru știu. A doua oară votat băiatul săptămânii. Chiar nu mă așteptam. Nu știu ce să vă spun, doar că le mulțumesc foarte, foarte mult. Dar de ce plângeți, doamna Victoria? Haideți, spuneți. Aveți emoții de pentru bucurie. De bucurie, sunt lacrimi de bucurie. Câteodată plângi de supărări, iar câteodată de bucurie. Și eu așa am plâns de supărare săptămâna asta. Acum plâng de bucurie, că este apreciat Ionuț așa cum este el. De lumea de afară și le mulțumesc foarte mult. Votul în ceea ce privește fetele este foarte important, pentru că cei de acasă au acest privilegiu să salveze trei dintre voi. Fetele aflate pe primele trei locuri primesc imunitate. Asta înseamnă că, indiferent dacă mamele le nominalizează, ele rămân în casă. Fata favorită cu 37,67%. Așadar, fata săptămânii este Andreea. Andreea oricum avea o protecție din partea fetelor, pentru că în urma dansului câștigat, două dintre ele au hotărât să o protejeze pe Andreea, dar a fost majoritate. Pe locul al doilea cu 20,58% se află Isabela. Și pe locul al treilea, cu 17,08%, o avem pe Maria. Le-am citit pe toate trei, pentru că toate trei au imunitate. Ce ai spus, Maria? Că nu mă așteptam. Nu te așteptai? De ce? Eu. Pentru că am fost catalogată săptămâna asta ca aș fi Scorpie și aceleași discuții și nu mă așteptam. Oamenii de acasă s-ar putea să vadă mai mult decât difuzăm noi în emisiunile zilnice, pentru că se mai uită și pe Antena Play. Isabela, ești pe locul al doilea. Nu mă așteptam. De ce? Pentru că nu mă așteptam. Păi n-ai fost și săptămâna trecută? Păi am fost, dar săptămâna asta am fost cap de afiș, eu și cu costumele. La răutățile casei și... Se pare că nu. Cei de acasă nu consideră că ar fi făcut, ați fi făcut vreo răutate, ai fi făcut vreo răutate. În cazul tău, cel puțin. Mulțumesc pentru asta. Și Andreea, ce zici? Da, eu am fost catalogată drept profesoară, dar nu mă așteptam oricum. Le mulțumesc foarte mult și o să fiu la fel indiferent de ce o să fie, chiar dacă o să fiu în continuare profesoară. O să mai plângi? O să fie. Pe motivul acela, cu siguranță, o să încerc să nu se rezolv. Motivul secret, nu spunem. Okay. Nu spunem motivul.
Nu. A venit acel moment. Acel moment în care o să aflăm cine este mama săptămânii și, prin urmare, nominalizarea ei este cea care va conta. Dea, Adelina și Ana Maria sunt acum pe picior de plecare din casa Mireasa. Și Costinela, iartă-mă. Așadar, avem 4 fete care sunt pasibile să plece și o singură mamă care hotărăște. Haideți să vedem cine este mama săptămânii. Cu 38,21%. Mama săptămânii este doamna Marie.